Parte o femeie din județul Alba, grav bolnavă, și-a câștigat dreptul la tratament gratuit în instanță. A dat în judecată Ministerul Sănătății, iar această practică este din ce în ce mai des întâlnită în instanțele de judecată. Cu toate detaliile vine chiar acum colega noastră Adriana Drăghici. Bun găsit tuturor! Sunt situații în care persoanele care suferă de boli grave trebuie să lupte nu doar cu boala în sine, ci și cu instituțiile statului pentru a beneficia de tratament gratuit. Este și cazul unei femei din localitatea Cugir, județul Alba, care a dat în judecată Ministerul Sănătății pentru a-i se acorda tratament 100% compensat. Magistrații Curții de Apel Alba Iulia i-au dat dreptate femeii, apreciind că viața acesteia ar putea fi pusă în pericol în situația în care nu va beneficia de medicamentație gratuită. Costul unui flacon de medicamente de care pacienta avea nevoie este cuprins între 5.400 și 6.500 de lei în funcție de concentrație. Astfel, acum statul român va trebui să îi acorde tratamentul în mod gratuit pe bază de prescripție medicală. O soluție asemănătoare a fost dată de către magistrații Curții de Apel Alba Iulia în decembrie 2022, atunci când două femei care suferau de boli grave au primit câștig de cauză din partea instanței.